te-ai gândit vreodată care este cel mai complex instrument? Să știi că eu mi-am pus această întrebare. Se spune că pianul și orga cu tuburi sunt cele mai complexe instrumente. Spre deosebire de vioară, care are 4 octave, pianul are 7 octave și jumătate, iar orga cu tuburi 8. De asemenea, pe când la vioară poți cânta chiar și pe 3 voci, pianul îți oferă posibilitatea de a cânta pe 10 voci deodată. Analizând complexitatea acestui instrument, am înțeles de ce persoanelor ajunse la maturitate le este așa de greu să cânte la pian. Studiul acestui instrument își are începutul în copilărie, dar haideți să descoperim împreună câteva motive pentru care merită să învățăm la un instrument muzical. Eu am studiat și încă studiez pianul, părinții îndrumându-mă către acest instrument, dar studiul oricărui alt instrument aduce beneficii multiple. Un prim avantaj ar fi că ceea ce simți poți reproduce cu ajutorul unui instrument. Te afli pe punctul de a fi angajat într-o slujbă oarecare sau de a te înscrie la facultate. Află că se deschid multe porți și o să ai șanse de reușită mai mari când îți depui CV-ul dacă menționezi că știi să cânți la un instrument. Legătura cu muzica îți deschide niște porți închise, sufletele oamenilor. Te-ai gândit vreodată că dezvoltarea și propășirea unei țări poate fi influențată într-o mică sau mai mare măsură de studiul unui instrument? Studiile au arătat că ajută la dezvoltarea inteligenței, fapt pentru care a fost o motivație pentru multe țări. Chinezii, rușii și nemții au vrut să fie cap și la acest capitol, așa că educația muzicală este primordială în viața și educarea copiilor. Spre exemplu, în China, aproximativ 20 de milioane de persoane cântă la un instrument, iar în Germania, aproape în fiecare casă este un pian. Îți dorești să devii o persoană bună, altruistă, gata mereu să ajute? Să știi că un instrument îți poate dezvolta și mai mult sufletul. Ca ființe umane avem trup, inteligență și suflet. Un om își poate folosi doar trupul și inteligența, dar fără partea sufletească este complet neîmplinit. Dacă ar fi să citim biografiile criminalilor, am putea observa că aceștia nu au învățat să cânte la un instrument. Apogeul tablourilor lui Rembrandt este după moartea soției și a copiilor săi, dar de ce? Pentru că acesta a fost modul prin care a putut să-și exprime cel mai bine sentimentele pe care le trăia. Bach este unul din compozitorii care a compus cel mai mult după decesul copiilor și a soției. Avem un exemplu biblic, pe regele Saul. Când acesta era stăpânit de Duhul cel rău, David era chemat pentru a-i cânta din harpă. Atunci se liniștea. Deci un alt beneficiu al studierii unui instrument muzical ar fi terapeutic în ameliorarea unor boli psihice. Cu siguranță știți că unele țări folosesc terapia muzicală, adică meloterapia. Situația în țara noastră sau din lumea întreagă a produs atâtea dezechilibre în sufletele oamenilor, ducând la stări depresive și anxioase. Un instrument muzical este ajutorul perfect pentru a face viața omului mai bună. Într-o lume din ce în ce mai individualistă, muzica reușește să creeze o conexiune între oameni. Nu este neglijat ideea că studierea unui instrument muzical schimbă atât pe cel care studiază la el, cât și pe cel care ascultă. Societatea, lumea în care trăim, poate fi schimbată prin muzică, dar, bineînțeles, atât pozitiv cât și negativ. Te gândești că perioada în care ai fi putut studia un instrument a trecut? Ce ar fi dacă informațiile pe care le-ai aflat ar fi distribuite fraților mai mici sau poate prietenilor tăi care au copii și încă nu sunt hotărâți asupra activităților spre care să-și îndrume? Dar stai puțin, profesorul meu de pian mi-a dat o informație care sigur te va ajuta și pe tine care nu ai reușit să înveți la un instrument muzical. Cel mai natural instrument este vocea, fiind și cel mai apropiat de divinitate. Vă spuneam că pianul este cel mai complex instrument muzical, dar vocea este cu mult mai superioară. Ea cuprinde atât limbajul muzical cât și literar. În final, nu uita, Dumnezeu este cel care oferă talente speciale. Dacă nu le folosești, explodezi, pentru că ți-ai ratat misiunea.